Bună, bine v-ați întors pe acest canal de beauty. Astăzi este o zi superbă de luni pe care mi-am început-o cu o ședință de terapie. Wonderful! Numai că am avut nevoie de o oră după ca să mă reglez un pic și ora aia s-a transformat într-o oră și jumătate. Therefore, suntem în bucătărie pentru că e ora prânzului. Îmi pun terapia mea, de fapt. Mi-o pun lunea dimineață foarte devreme ca să am la ce să reflectez toată săptămâna, dar în egală măsură mă și obosește foarte tare de la prima oră, pentru că e foarte intensă sau ce puțin așa o simt. Anyhow, trebuie să mai strâng un pic pe aici prin bucătărie, pentru că mai sunt chestiile astea de săptămâna trecută. Și ce vreau să fac este o porție de orez fiert cu niște ciuperci, pentru că săptămâna trecută mi-am comandat cumpărăturile prin Bringo și fata de la Bringo, care deși m-a sunat de 2 ori să mă întrebe de diverse produse, diverse lucruri, a înțeles că vreau în loc de 300 de grame de ciuperci, 3 kg și mi-a adus 3 kg de ciuperci. Așa că săptămâna asta cred că o să mâncăm foarte multe ciuperci. Good! Asta și cred că o să eliberez un pic aici. Am niște halumi pe care cred că o să-l fac la grătarul electric. Și asta cred că este ce o să mâncăm acum la prânz. Mă gândesc de fapt să fac mai multe orez ca să am și pentru mai pe seară sau pentru mâine. Și știți ce mă mai gândisem? La niște orez combinat cu o salată de vară. Chiar dacă e toamnă, nu sunt încă pregătită să scot murăturile din borcane, dar mă gândeam să încerc să fac așa o combinație. Eu personal aș combina salata, cred că mai puțin cu ciorbă. În rest aș mânca o absolut orice. Și aici avem de la mama soacră niște plăcintă cu mere. E o plăcintă întoarsă. Ea pune întâi merele în tavă, le bagă la cuptor, cred, și după aia pune aluatul care este lichid, îl toarnă peste mere, îl bagă iar la cuptor și apoi o răsucește pe toată invers. Abia aștept să mă eliberez un pic de programări ca să fac și eu plăcinta mea cu mere obișnuită. This is this. Să vă mai dau așa un mic update până când intrăm în pâine în acest vlog. Miercuri o să avem o întâlnire cu primăria comunei unde noi avem terenul, în București. Avem o audiență la viceprimar, cred, să întrebăm un pic ce se întâmplă cu blocajul pe care l-am întâmpinat și când se va debloca această situație, pentru că sinceră să fiu, ne-am cam... Nu ne-a luat neapărat prin surprindere, adică eu mă gândeam că se va mai întâmpla acest blocaj. Eugen, cred că a fost mai optimist decât mine în situația asta, ceea ce nu se întâmplă foarte des și a crezut că lucrurile se vor rezolva mai repede. El are și mai multă răbdare, numai că eu nu mai am nici răbdare, nu mai vreau să mai aștept, mi se pare că pierdem foarte mulți bani stând în chirie și așteptând ca primăria să dea un act care să ne lase să ne ridicăm o casă. Mă rog, problema e mai... Ar trebui să vă dau mai multe detalii despre asta. Ideea este că suntem blocați. Ne-am blocat niște bani într-un teren și nu putem să ridicăm nimic pe el. Nu pentru că e o problemă cu terenul, ci pentru că este o problemă la primărie cu toată zona. Unde deja sunt case sau unde se ridică case pentru că oamenii au avut actele dinainte de acest blocaj. Adică e... Fizic n-ar trebui să fie o problemă. Chiar n-ar trebui să fie niciun fel de problemă. Pe mine mă furie foarte tare chestia asta, pentru că nu înțeleg de ce trebuie eu să am de suportat niște consecințe pe care nu le-am provocat. N-am făcut nimic ca să mă obești pe mine. Nu știu, simt că ar trebui să fiu despăgubită într-un fel, pentru timpul ăsta pe care îl aștept, pentru toate lucrurile astea. Că... Și acum, uite, o să încerc să fiu autentică, apropo de discuția mea de dimineață, și anume faptul că pe mine o deranjează foarte mult această întârziere, pentru că eu știu sigur că unii oameni nu înțeleg prețul pe care eu îl pun pe un cămin al meu, pe o casă mea, nu înțeleg ce înseamnă pentru mine din punct de vedere simbolic, emoțional și așa mai departe, înțeleg treaba asta. E ok să nu înțeleagă ceilalți cât de mult înseamnă pentru mine chestia asta și cât de tare mă afectează. Dar, pe de altă parte, nu e corect nici din punctul meu de vedere, nici din partea mea. Adică nu este corect să îmi înghit eu toate trăirile și toate emoțiile și toată supărarea și să am răbdare și să încerc să fiu zen. Nu e corect, cred că am dreptul să scot această frustrare din mine, pentru că pe măsură ce așteptăm, de exemplu, pe mine, eu trebuie. Eu simt că îmi voi întârzia și întemeierea unei familii, odată cu așteptarea asta, pentru că dacă Eu, în primul rând, eu o chirie nu vreau să fac copii, este un pitic de-al meu, simt nevoia de stabilitate și cred că o chirie nu-mi oferă această stabilitate, nici măcar în situația noastră, ca, să zicem așa, un cuplu necăsătorit cum suntem, eu nu mă simt în siguranță într-o chirie, nu mă simt stabilă într-o chirie, pentru că nu e casa mea și poate oricând cineva să mă dea afară sau, mă rog, să vrea să-și elibereze apartamentul și așa mai departe. Prin urmare, eu, ca să-mi întemeiez o familie și să fac un copil, apropo că tot primesc întrebarea când faci un copil sau dacă ești însărcinată, o să fac un copil când o să fiu la mine acasă. Și dacă eu trebuie să aștept un an în plus față de cât aveam eu în gând să aștept, sau 2, sau 3, sau 4, înseamnă că și episodul ăsta din viața mea o să vină mult mai târziu. Și nu mi se pare ok. Chiar mi se pare în regulă să-mi planific, să-mi trăiesc viața după termenele pe care le dau ceilalți. Așa că miercuri o să încercăm să vedem ce scoatem din discuția asta. Eu sunt un pic realist aici și mi s-a făcut și pielea de găină, simt că nu o să scoatem nimic din toată discuția asta și probabil că o să încercăm să ne reorientăm și, mă rog, avem niște idei, dar nu să le spunem momentan, pentru că, nu știu, aș vrea să știu o treabă ca lumea serioasă, să știu că ce fac se întâmplă, că lucrurile se mișcă și că nu mai așteptăm după unii și alții, dar da, asta este unul dintre motivele pentru care m-am întors în terapie, sincer, pentru că nu mai puteam să mai gestionez situația asta, îmi puneam foarte multă presiune eu pe mine și ajungeam să pun foarte multă presiune și în celelalte domenii, pentru că simțeam că aici am ajuns la un burnout. Fix, nu faptul că nu se construiește mai repede sau așa mai departe, efectiv, construcția în sine, ci ideea asta că eu trebuie să-mi trăiesc niște etape după alte standarde sau după alt timp, alt timing. So that's it. O să-mi termin această plăcințică și ne apucăm de făcutorez. Eu am aici tot timpul un loc în care îmi pun vasele la uscat, pentru că acest apartament nu este deloc făcut neapărat pe gustul meu, ce puțin bucătăria, n-ai unde să-ți usuci vasele, așa că eu le usuc pe aragaz, pe un prosop. Când o să plec de aici, cu siguranță că o să plec undeva unde bucătăria va avea o altă aranjare totuși, unde îți vei permite să-ți pui în altă parte vasele. Mi se pare foarte importantă treaba asta, pentru că dacă vasele tale sunt la vedere, îți va aglomera vizual toată bucătăria și nu o să ai stare să stai în ea. Eu am învățat să pun 3 măsuri de apă la o măsură de orez. Acum, dacă e bine, nu e bine, I don't know, asta este ce am învățat eu. Și așa fac orezul și mie se poate bine de fiecare dată. Sinceră să fiu, mi se părea că orezul este una dintre cele mai grele chestii pe care poți să le gătești, dar nu știu de ce aveam preconcepția asta, pentru că mi se pare foarte simplu, ceva mai simplu ca orezul, mi-e multe chestii mai simple decât să faci orez, dar nu chiar multe, mi se pare foarte ușor una peste alta să faci orez. Nu am făcut niciodată orez cu lapte și îmi imaginez că nu are cum să fie mai greu, dar totuși foarte simplu să faci orez. Și pentru mine e așa, o mâncare de toamnă, iarnă, că e cald și nu cartof. Cartoful mi se pare că e o mâncare pentru toate sezoanele, dar mai ales vara. Pentru că ai cartoful prăjit, care merge cu salată de vară. Ce mai îmi place să fac este să mai pun și niște unt. Mi se pare că face așa să fie cremos totul și acum să amestecăm. Întotdeauna mi se pare că orezul trebuie ținut sub control, la modul că trebuie să stai în bucătărie lângă el și să tot amesteci ca să nu se lipească. Iată cum arată acum. De obicei eu mă panichez atunci când pun mai multă apă decât mi se pare mie că ar trebui și văd că e foarte multă apă și foarte puțin orez, mă panichez și mă gândesc poate ar trebui să mai iau și așa mai departe, însă în ultimul an, cred că sau an și jumătate, am învățat să am răbdare cu mâncarea și iată, Așa arată mâncarea asta cu 3 măsuri de apă la o măsură de orez și am adăugat ulterior și aceste ciuperci. Mi se pare că arată foarte bine, a prins și un look așa cum ar trebui. Sper să rămână destul de creamy această mâncare, dar o să vedem la final. Până una alta o să las tot acest orez în continuare la fiert, îl mai mestec și mai vedem când o fi gata cum arată. Asta este brânza halloumi pe care am desfăcut-o, n-am tăiat-o în niciun fel pentru că s-a rupt ea așa. Și o să o pun aici, pentru că am încălzit acest cuptor electric. Uite, luăm una și o punem aici. Așa. Tragem asta peste și ok, așteptăm. Așa a ieșit, arată super bine, de-abia știu să gust. S-ar putea ca orezul să fie un pic cam nesărat și am făcut și o salată din asta de roșii și cu ceapă, că avem prea multe roșii și se strică. Cum ți se pare eu? Ai zis că arată bine? Da. Hai să vedem. Cool, am terminat de mâncat și acum am venit la această drăguță. Trebuie să înlocuim ața de aici de sus, pe care deja am scos-o, cu o culoare de aici și o voi înlocui întâi de toate cu această nuanță. Haide, dragă, ieși! Să vedem dacă se potrivește. Se potrivește, aș zice. Cred că cealaltă nuanță e un pic cam prea deschisă, dar rămânem la nuanța asta mai închisă, nu? Cealaltă variantă e asta. Nu mai am altceva. Asta. Oarecare. Simt că este fix între ele, dar cred că pe asta închis o voi folosi totuși. Vreau să-mi scurtez o pereche de pantaloni. Pantalonii sunt ăștia de aici. Sunt de la Legger, dacă nu mă înșel. Da? Cred că da. Și sunt niște pantaloni super frumoși. Să mă îmbrac imediat, să-i arăt. Mi se pare absolut funny că de câte ori mă îmbrac, am această burtică care mereu spune despre mine că aș fi însărcinată. Foarte multe mesaje primesc în sensul ăsta atunci când îmi las burta la vedere. De fapt, nu mai primesc întrebarea, ești însărcinată? Primesc direct felicitări și eu sunt mersi. A fost o masă grozavă. Ok. Așa arată acești pantaloni, îmi plac la nebunie, cel mai mult îmi plac cutele astea de aici și mai baby belly, care n-are niciun baby. Așa, îmi place foarte mult modelul ăsta de pantalon. Sincer, eu am luat 34 pentru că 36 mi-ar fi fost mari, dar nu știu care treaba, cred că pentru croiul ăsta trebuie să nu mănânc. Domnesc, ar trebui să mai interes eu data asta aici, iar jos și tăiem, ia să vedem. Să-i îndoim un pic așa, ca să vedem. Cred că e cam puțin, trebuie mai mult. Uite o dată. Și încă o dată, cred. Nu stă ca să-mi dau seama, ai, n-ai din. Aha. Cam atâta. Ok. Ăștia trebuie scurtați și mai am încă o pereche și cealaltă pereche este aceasta, sunt niște pantaloni de la GMK, adică Guido Maria Kresmer, dacă nu mă înșel, arată foarte, foarte fain și ăștia sunt în măsura 34, dar uite ce diferență de croi este, mi se pare că ăștia sunt foarte, foarte potriviți, îmi plac mult pensele astea din lateral, așa arată și la spate, măsura 34 și sunt și ei foarte, foarte lungi. Au pantalonul ăsta pe aceeași culoare, dar cu piciorul drept. Îmi pare foarte rău că nu am luat drept, pentru că ăștia sunt, dacă trag un pic, vedeți că pe măsură ce te apropii de gleznă, ei sunt din ce mai strâmbi. Probabil că în momentul în care o să-i tai, nu o să se mai vadă atât de strâmbi, pentru că ar trebui să-i tai și pe ăștia. Pentru că tot cam așa. Vor arăta mai bine, dar totuși cred că aș fi preferat să iau pantalonul drept, pentru că nu mai făcea piciorul așa de mare. Mi se pare că dacă ții un pantalon care este larg în zona asta de aici și la gleznă trebuie să fie tot așa un pic larg, pentru că altfel o să facă foarte mare. Dacă este larg și în zona gleznei, nu prea îți dai seama cât de subțire sau cât de groasă este glezna, motiv pentru care poți să intuiești că persoana respectivă este slabă sau groasă în funcție de imaginația ta, că oricum nu o să te dea de gol pantalonul. Dar da, cam asta trebuie să-l fac și pe ăsta. Hai să ne apucăm să-i croiesc. Voiam să zic să-i croim, dar să-i croiesc, pentru că I'm taking responsibility pentru asta. Partea asta de croit pe mine mă enervează cel mai tare, mi se pare cea mai grea dintre toate, pentru că dacă nu croiești de la început cum trebuie, poți să faci niște greșeli pe care nu le poți repara, zic eu. Ta-da! O treabă pe care eu o fac mereu când lucrez cu material nou, asta am făcut, uite, și cu asta, care e un material mult mai diferit decât asta pe care l-am aici, este să, după ce croiesc pantalonul, sunt deja cred că la a treia pereche de pantaloni pe care o fac, adică o modific, așa că mă consider deja un pic înaintată. Deci de fiecare dată când fac treaba asta este să iau, să iau bucățica de material pe care am tăiat-o și să încerc să fac o cusătură pe ea ca să mă asigur că nu strânge, că totul e bine. Na, astea sunt niște chestii de novice, aș zice eu. Ia să vedem. Totul ar trebui bine. Super! Cred că totul este bine. Să ridicăm acum. Să scoatem materialul de aici. Așa. Bun. Păi să facem tivul atunci. Data trecută, de exemplu, când am făcut un tiv pentru o pereche de pantalon, nu am gândit tot așa, să verific înainte materialul, să văd dacă totul este în regulă. Și foarte bine că am făcut asta, pentru că a tras cumva de material, nu știu cum să vă zic, și nu reușeam să mă descurc, așa că este o regulă sfântă pentru mine asta. O altă chestie care ajută din punctul meu de vedere, dacă faceți prima pereche de pantaloni, faceți tipul pentru prima dată, dar din nou, e numai părerea mea, este să vă îndoiți materialul și să-l călcați un pic înainte. Eu acum e prima dată când încerc să mă descurc fără să calc și sper să iasă bine. Dățile anterioare i-am călcat. Ba nu, prima dată nu i-am călcat. A ieșit bine și prima dată, dar am făcut cu foarte multă temere tot procesul ăsta, așa că dacă nu sunteți sigure pe voi, mai bine îi călcați înainte și ar trebui să fie mai ușor, să-și păstreze forma mult mai ușor. Încerc să nu trag nici de material, să bag acum înăuntru și Dumnezeu cum e la astea să bine, sper. Că îmi plac mult pantalonii ăștia, n-aș vrea să-i stric. Ca să vedeți ce am făcut, se mai întâmplă și erori. Cusătura asta de la piciorul ăsta am făcut-o cum trebuie. Pe interior e albă, pentru că așa era ața dinăuntru și aici am cusut-o, bineînțeles, strâmb. Dar am mai tras și a doua cusătură și acum trebuie numai să desfac tot ce este alb și o să rămână practic tivul cu cusătura corectă, pentru că am făcut-o peste asta, cum ar veni, sub ea un pic. Pentru că îmi ținea, am zis că dacă tot am cusut-o, măcar o dublez, că asta îmi ține materialul în forma care trebuie și să știți că m-am mișcat super repede, cred că într-un minut am făcut tot asta, care în mod normal mi-a fi la vreo 10. Aia e, se mai întâmplă și erori și nu trebuie să fim prea duri cu noi. Personal nu mă deranjează că s-a întâmplat asta, nu o să-mi ia foarte mult să-l desfac și îi... Nu? Ce să fac acum? Să mă supăr că am greșit? Nu. A intrat Eugen. Filmez. Zi. Nu mai știu ce ziceam înainte să intre Eugen și să-mi verifice tot programul pe ziua de azi. Dar practic cu asta mi-am ocupat ziua. A durat mai mult decât mă așteptam și să fac pantaloni și să fac de mâncare și toate astea. Mai am o terapie după. Am ceva de lucru după, care nu vreau să-l șeresc aici. Și apoi, cred că o să ne uităm la un serial, ceva m-a păcălit aseară să mă uit la Money Heist sau Casa de Papel. Și acum, na, eu am fost foarte reticentă, n-am uitat la el, pentru că se uita efectiv toată lumea la el. Și mi se părea așa că e genul ăla de lucru pe care îl faci pentru că e cool, pentru că deja l-a făcut toată lumea și eu de obicei încerc să merg contra curentului. Și eu aș zice că am mers contra curentului destul de vreme, că nu m-am uitat la el când era mare vocă pe aici. Îl văd după. After It Was Cool. Dar nu nimic, nu mă deranjează, adică I'm fine with it. Vă întrebasem pe stories astăzi pe ce mâncați de prânz, apropo de masa pe care am făcut-o eu. E valabilă și aici, sunt curioasă voi ce ați mâncat astăzi de prânz, poate mai dați și mie idei și poate mai fac altceva bun zilele următoare. Mie mi se pare că asta cu masa de prânz este o provocare, să ai tot timpul și mâncare fresh și să-ți și placă, să nu fie nici foarte calorică, chiar devine o provocare. Când eram mică nu mă gândeam că asta ar putea fi ceva care să mănânce multă vreme, dar adevărul este că îmi și place să stau în bucătărie, însă chiar mi se pare că îmi ocupă foarte mult timp, mai ales să decid ce să fac de mâncare ca să fie mai divers un pic. După cum ziceam, eu nu, când eram mai mică și eram la mea acasă, mâncam foarte, nu știu dacă să zic neapărat foarte, dar mâncam prăjeală destul de multă și eu nu prea sunt de acord cu prăjeala, adică îmi place, nu zic, nu e foarte bună, dar așa healthy wise și zic asta după ce mi-am văzut niște analize mai proaste. Bine, ziceam oricum de înainte că nu e cea mai bună opțiune, dar după ce am văzut că mi s-au stricat și niște analize, zic că hai că nu e ok. Prin urmare, voi ce mâncați de prânz? Sau ce ați mâncat azi de prânz? Sau ce vreți să mâncați mâine de prânz? Poate v-ați gândit la ceva ce vreți să faceți. Între timp mi-au venit și niște colete. Am dificultăți în a trage asta. Am primit de la Look Fantastic advent calendarul lor de anul ăsta și de-abia aștept să-l desfac. Mă gândeam să facem împreună un video aici pe YouTube. Dar îmi ziceți voi ce și cum și dacă sunteți curioase, bine, cred că oricum o să apară, la drept vorbind. Cam așa arată acești pantaloni scurtați și cu șosetele mele de iarnă, pentru că mi se pare că e deja prea frig. Azi, azi a fost cald, dar mi se pare că în general de când a venit septembrie a fost foarte, foarte frig. Nu știu dacă mă vedeți până jos, dar foarte bine, foarte, foarte bună este această lungime, mi se pare. Și imediat se arăt și pe ceilalți. Numai că de data aceasta fără șosete. Ăștia, mi se pare că sunt o alegere un pic nefericită de ușorinol. Mi se părea un pic mai meh, așa că ne-am probat prima dată și m-am gândit că după ce îi voi tăia ori să fie mai ok. În continuare, mi se pare foarte dubioasă zona aia de jos. Arată mult mai bine acum că sunt scurtați și sincer, am nimerit să-i scurtez la fix. Dacă m-am întrebat pe mine, dacă mi-au ceva mai înalt, tot vor arăta ok. Dacă mi-au ceva bocanci, tot vor arăta ok. Nu știu ce să spun. Chiar am nimerit pentru că n-am măsurat. Toate măsurile trebuie să făcute cumva din ochi. My bad. I know. I know. Dar eu zic că m-am descurcat foarte bine, nici nu se vede tivul. În continuare ăștia arată super ok. Adică în forma pe care o au, pentru că v-am zis, mi-aș fi plăcut să-i fi luat totuși pe ea drept, dar aia este data viitoare, o să știu să nu mai au forma asta așa, nu știu ce forma e asta, dar pană, cred, sau habar nu am. All in all, I did good, I would like to say so. Măi gagici, asta a fost pentru astăzi, nu am altceva să vă mai spun pe ziua de azi. Trebuie să mă pun să editez acest video ca el să apară până la 7 pe YouTube. Nu știu dacă este fezabilă treaba asta, însă eu am să încerc. Vreau să știu dacă se mai uită cineva de aici la Asia Express. Am ratat toate episoadele de până acum, însă m-am uitat la primul, cred, și aș vrea să fac un binge watching cu asta. Nu știu dacă am timp, cred că n-am timp azi, dar poate mă uit la un episod sau ceva de genul ăsta. Pentru zilele următoare programul meu este complet plin, în sensul în care mâine am un curs de automachiaj, tocmai ce a venit Eugen acasă. Ai adus chestiile din mașină? Da. Grozav. Întrebam. A venit acasă, dar pleacă înapoi cu bicicleta, nu vă faceți idei. Nu știu dacă mâine o să apară un clip pe canalul cu de toate timp, cred că nu totuși, însă sper ca pe vineri să punem ceva. După cum ziceam, mâine am un curs de automachiaj de la 10 până la 3 și jumătate maxim. Miercuri avem întâlnirea de care v-am povestit și mai am ceva în program. Joi mă duc să mă vopsesc, finally, pentru că sunt așa de foarte multă vreme, cred că se și vede de altfel că este crescut destul de mult părul. Iar vineri dimineață am programări și apoi după amiază merg la prietena mea Ștefana, unde s-ar putea să vopsim materialul pentru sera ei. Și sâmbătă și duminică am programat. Și practic muncesc cu toată săptămâna fără weekend. Asta este, îmi place ce fac, așa că nu mă plâng. Mulțumesc tare mult că ați stat cu mine până acum, sper că v-a plăcut acest material și ne vedem pe Instagram și pe TikTok zilele astea. V-am pupat!